Informația momentului: Margherita de la Clejan a fost înțepată în zona sânilor de atacatorul din capitală. Toate informațiile le știe colega mea, Denisa Agelatu. Bun găsit! Bun găsit, Cristina, bun găsit, doamnelor și domnilor, o informație în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune. Margherita a fost victima bărbatului care înțeapă femei în zona pieptului. Aseară a fost și ea înțepată cu un obiect. Aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar din capitală, unde a fost internată. Ba mai mult, a făcut și plângere la poliție. Oamenii legii îl caută acum pe atacator, vor să îl depisteze, să legitimeze și să ia măsurile legale împotriva acestuia. Vă reamintesc, Margherita a fost victima acestui bărbat, a fost înțepată în zona pieptului în timp ce se plimba liniștită aseară pe străzile din capitală. Da, mulțumesc. Iată o întreagă nebunie în București. Acesta este atacatorul surprins de camerele de filmat, care umblă prin capitală, nu a fost încă prins și înjunghe femeile în piept. Ce-o fi în capul lui? Cine mai știe? Poate încercăm să aflăm anumite răspunsuri de la medicul Tudor Ciuhodaru. Dorim Ciuhodaru. Oameni cu probleme psihice, probabil foarte mulți în lumea asta, nu? Și mă mai amintesc că a fost un caz similar în 2010 chiar la Iași și am tratat cele 13 sau 14 femei, așa zis Jack înțepătorul era pe străzi atunci, și care într-o singură zi a înjunghiat aproape 13 femei. Este un lucru, sunt în afară noi, dacă ne aflăm în fața unei boli psihice evidente, lucrurile acestea ar fi trebuit să fie ținute sub control. Și ați văzut și dumneavoastră că au fost foarte multe cazuri în care lipsa de supraveghere sau modalității eficiente de supraveghere a adus la astfel de dezvoltamente tragice. Dar doamna, și ca haide să spunem lucrurilor pe nume. Noi cu evaluarea psihologică suntem undeva la pământ. Pe oamenii ăștia nu-i verifică nimeni, nu-i verifică nici pe cei care ajung în anumite instituții, nici pe cei care ne influențează viața, iar o astfel de decompensare se poate întâmpla oricând, mai ales dacă vorbim despre o personalitate antisocială. Am avut cazul dincă și uitați-vă și dumneavoastră că aceste cazuri se pot repeta în permanență. Este foarte grav pentru că un astfel de pacient sau agresor poate să ducă la pierderi de vieți omenești, pentru că și modalitatea de reacție mi s-a părut suficient de întârziată. Este arestat la ora aceasta, este prins. Gândiți-vă că suntem totuși în 2022, există aceste camere de supraveghere, există posibilități de identificare, există acea recunoaștere digitală. Mi se pare incredibil că la acest interval de timp un astfel de agresor să nu fie prins, iar pe de altă parte riscurile acestea sunt în permanență și până când nu vom avea un sistem eficient de prevenire a acestor agresiuni, vom constata că și din punct de vedere psihologic și din punctul de vedere al asistenței medicale în astfel de situații și al asistenței psihologice pentru victimele acestor agresiuni, suntem departe de ceea ce înseamnă asta de lucruri e clar. Din păcate, iată ce se întâmplă în plin centru capitalei. Breaking news.